Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Vă propun o ediție specială a emisiunii Cultura dedicată lui Mircea Cărtărescu. După succesul cu Solenoid, el vine acum în fața cititorilor cu o nouă carte, Melancolia, cu trei proze scurte. Fără îndoială, va fi evenimentul salonului Bookfest care începe săptămâna viitoare. Domnilor și domnilor, mă bucur să l-am în studio pe Mircea Cărtărescu. Vă mulțumesc că ați venit. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Bună seara! O carte de Mircea Cărtărescu, o nouă carte de Mircea Cărtărescu, întotdeauna un eveniment și mă bucur să fiu printre primii cititori. Melancolia, o carte cu trei proze scurte, un altfel de efort după Solenoid, ne amintim, acum trei ani, cartea care a făcut atâta vâlvă internațională. Melancolia, cum s-a născut? Slavă Domnului, de data asta e vorba de o carte mai normală, măcar ca dimensiuni. Nu sunt sadic în niciun fel și nu vreau să supun permanent și mereu cititorul la un foarte mare efort intelectual. 250 de pagini doar. 200 și ceva de pagini. Eu însumi mă odihnesc în astfel de cărți. Trebuie să vă mărturisesc că și pentru mine efortul este dincolo de suportabilitate. Să scriu o carte de aproape 1000 de pagini. Asta presupune nu un efort de 3 ori mai mare decât la o carte obișnuită, ci poate înzecit mai mare. Deci după ce termin o carte atât de complicată și atât de grea și atât de, într-un fel, perversă, cum este Solenoid sau cum a fost Orbitor, eu simt nevoia unei, cum spunea Sei Shonagon, pillow book, o carte pernă, o carte pe care poți pune capul, pe care te poți odihni, pe care poți visa, pe care poți avea reverii și poți fi tu însuți. În Melancolia eu încerc să fiu eu însumi în felul cel mai benign și mai deschis și mai blând cu cititorul de care m-am simțit vreodată în stare și mai blând cu mine însumi. Și într-un fel poate mai intim, ca să devoalăm un pic, cartea asta s-ar fi putut numi și copilăria? Cartea asta s-ar fi putut numi Mircea Cărtărescu, de fapt. E într-adevăr cea mai intimă carte a mea. Este cea mai legată de adâncul ființei mele. Și din motivul acesta este o carte foarte specială și diferită de ce se scrie astăzi. Pentru că, în general, astăzi scriitorii aleargă după subiecte. Aleargă după subiecte tari, șocante, puternice, despre problemele lumii contemporane, subiecte politice, subiecte erotice, subiecte de toate felurile. Pentru că vacarmul lumii este atât de mare încât câteodată simt nevoia să strigi cât se poate de tare ca să te faci auzit. Eu nu mai simt atât de tare nevoia să mă fac auzit. Simt nevoia să mă fac auzit de mine însumi, de fapt. Și melancolia, care într-adevăr cuprinde trei povestiri, dar de fapt o singură lume. Este o singură lume acolo. Povestirile sunt foarte bine intricate una în cealaltă. Melancolia este o investigație mai curând. Este mai curând o succesiune de psihodrame, aș spune, decât o carte obișnuită. Este o carte care se joacă cu mintea și cu inima mea, așa cum cred că se va juca în mod plăcut și benign, aș spune, cu mintea și inima cititorului. Eu aștept ca această carte să fie una dintre cele mai iubite de cititor cărți ale mele. E o carte foarte poetică și la nivelul scriitorii. Am avut surpriza ca citind cu voce tare să găsesc un ritm de poem în anumite bucăți. Și pentru că vorbeați de subiecte, să spunem telespectatorilor că există aici o lume fascinantă în care se întâmplă tot felul de lucruri miraculoase la limita fantasticului, basmului. Copilul traversează pe niște punți de lumină orașul, în alte părți face niște explorări pe tărâmuri cu scriitori care sunt în niște morminte de cleștar. E o lume fantastică și poate e și cartea cea mai curajoasă din punctul ăsta de vedere al oniricului. Cât a fost sâmburile ăsta de vis? Mulți vor spune că Melancolia este o carte despre copii, despre copilărie, despre adolescență și fără îndoială că este și despre asta. Vor spune că melancolia este a personajelor. Nu, melancolia este a mea. Este sentimentul în care am trăit în ultimii câțiva ani din viață, cel mai puternic sentiment al meu, pentru că este legat de trecerea inexorabilă a timpului.
Și de asemenea, melancolia este o formă de frumusețe întotdeauna. Și a spune, dacă această carte are un subiect cu adevărat, acesta este subiectul. Subiectul este frumusețea. Frumusețea care este de găsit nu în carnavalescul lumii de azi, aș spune eu în primul rând, ci în intimitatea ta, acolo unde ai singurătate, acolo unde ai tristețe, acolo unde ai faimoasa coleră neagră, nu? Etimologic, melancolie, după cum știm, înseamnă umoare neagră, umoarea depresivului, umoarea celui care nu mai are mult de trăit. Deci este melancolia mea, în primul rând. Nu este melancolia personajelor mele, pe care eu am încercat să o revărs asupra acestor personaje, așa cum păpușarul își revarsă, de fapt, voința asupra marionetelor sale. Ele sunt marionetele mele. În fiecare dintre aceste trei povestiri, pe care eu le iubesc în mod deosebit, am mânuit niște păpuși. Personajele care, într-un fel, ar putea fi imaginea mea la diferite vârste, la 5 ani, la 8 ani, la 15 ani, sunt, de fapt, niște mânuiri de păpuși prin care, făcând manevre pe care eu le-aș numi la un moment dat magice, încerc să reprezint situația mea, situația mea personală, ce se petrece în mine, ce se petrece în adâncul sufletului meu. Și mi-aduc acum aminte de faimoase versuri ale lui Rilke, în care spunea: este, ca să reprezinți o dramă interioară, n-ai nevoie decât de două personaje, de înger și de păpușă, de suflet și de trup. Fiecare dintre personajele mele, pe rând, iau forma îngerului sau forma păpușii. E bună precizarea asta că e melancolia dumneavoastră și nu a personajului, pentru că pare destul de surprinzător când citești cartea să vezi că ai niște copii melancolici. Iar melancolia asta e pusă în legătură cu contemplația, sunt copii singuri care locuiesc în niște case uitate, în niște vremuri fără timp, care contemplă fiecare moment al zilei. E un copil care refuză devenirea. Și acum ajungem la o altă relație și la alte personaje, părinții dumneavoastră. Vedem o mamă adorată, care e o mamă de ciocolată, nu, în staniol. Vedem și un tată când absent, când violent, e un tată de cauciuc. Și copilul nu vrea să fie ca tatăl lui și nu vrea să meargă pe drumul vieții acela obișnuit. Da, și aici lucrurile pot fi foarte înșelătoare și alunecoase, pentru că, de fapt, melancolia este aproape o carte de basme. Toate întâmplările sunt, cum ați remarcat, nelocalizate. Ele nu trăiesc într-un loc oarecare, cititorii nu vor întâlni Bucureștiul ca în celelalte cărți ale mele. Nu, este un oraș fără chip și fără nume în care se petrec aceste lucruri. De asemenea, nu există niciun timp localizabil. Și din acest punct de vedere, eu cred că această scriere a mea seamănă cel mai bine, dacă ar trebui să îi găsesc o asemănare și niște strămoși, să spun așa, cu romanticii germani, cu basmele lui Hoffmann, basmele fantastice ale lui Hoffmann, cu melancolia lui Novalis, cu, știu eu, Achim și Bettina von Arnim, cu toți acești extraordinari scriitori care i-au influențat mai târziu pe suprarealiști, de unde și filonul suprarealist foarte puternic al cărții. Niciodată vreo carte a mea n-a fost mai onirică. Lumea cu ochii închiși alternează în aceste povestiri cu lumea cu ochii deschiși. Cel mai puternic în ultima povestire, care este povestirea de bravură, să spunem așa, Pieile, în care distinția între bărbat și femeie, arhetipal vorbind, este cea între diferitele tipuri ale metamorfozei la insecte. Aceasta este ideea centrală. Și unde bărbații își schimbă pieile evoluând, bineînțeles în mod metaforic, dar în carte este un proces real, iar femeile, de fapt, capătă aripi. Intră în crisalidă, din care iese, din adolescentă iese femeia în cele din urmă. Aici se vede cel mai tare caracterul de basm. Celelalte două povestiri
în mod diferit în fiecare, aș spune gradat în fiecare, fiindcă această carte nu se poate citi decât în ordinea povestirilor. Din ce în ce mai mult se intră pe tărâmul halucinației, pe tărâmul visului foarte apropiat de un vis nocturn. Vreau să vă mărturisesc că preferata mea din cele trei este a doua, este cea centrală, se numește Vulpile, și eu cred că este unul dintre cele mai bune texte pe care le-am scris vreodată. Aș atrage atenția cititorului asupra acestei povestiri, care seamănă și cel mai mult cu ceea ce făcea Andersen în basmele sale, cu ceea ce făceau frații Grimm și așa mai departe. Este o poveste în oglindă, o poveste în care lumea celor vii și lumea celor morți este perfect coordonată într-o oglindă. Există o lume albă, o lume neagră, o lume a revenantului care pătrunde în lumea noastră și o lume a celui din lumea noastră care pătrunde în lumea cea moartă. Iar în centru este personajul principal al acestei povestiri, care nu este băiatul de 8 ani, ci este fetița. Este fetița. Niciodată n-am scris cu mai multă dragoste despre un personaj ca despre această fetiță, care este, firește că este ceva autobiografic, sora mea are 5 ani mai puțin decât mine și tot jocul acesta cu vulpile a fost absolut real în copilăria noastră. Da, ca să le povestim un pic telespectatorilor, e vorba de cei doi frați, iar jocul cu vulpile e unul imaginar, iar vulpile sunt un fel de bau-bau, micuța... Vulpile sunt fricile, sunt spaimele, sunt tot ceea ce amenință somnul placentar, aș spune, al copiilor. Și la un moment dat, în această poveste care descrie un joc de copii, în definitiv, se insinuează răul absolut, răul adevărat, care este geamănul pierdut, este cel care își revendică sora, își revendică sora de dincolo de mormânt, și el este și cel care o va căpăta în cele din urmă, printr-un joc de schimb de personalitate. E o povestire pe care eu rare ori o pot citi fără ochii în lacrimi, din motive subiective, din motive personale. Sunt multe irizații autobiografice, mă gândesc la geamănul Victor, mă gândesc iarăși la figura tatălui, mi-amintesc, îl portretizați în jurnal, moartea lui. Da, este și o carte în care eu am încercat să-mi rezolv niște probleme personale, și anume și această imagine a părinților, care e obsedantă pentru orice om. Orice om își dorește să înțeleagă cât are de la mamă, cât are de la tată, cum s-au combinat aceste unicate, în definitiv, fiindcă fiecare suntem unici și singuri, să spun așa. Cum s-au combinat ele în trăsăturile mele interioare și ale personalității mele. Și eu n-am pornit cu o imagine precisă. Din potrivă, am pornit fără să știu nimic despre acest lucru. Am pornit încercând să înțeleg, scriind ca un act de, știu eu, de vindecare, într-un fel. Și vreau să vă spun că, din acest punct de vedere, această carte și-a făcut datoria. Această carte mi-a arătat foarte clar niște lucruri pe care eu le intuiam în adâncul meu, dar nu le știam. Nu le știam. Raportul meu cu părinții mei, care este un lucru absolut esențial pentru mine, cel mai important, poate, dintre ele, pentru că mama mea este în continuare și astăzi personajul central al vieții mele. Și în scris și în viață, aș spune. În privința tatălui meu am un complex de sentimente. Nu este un sentiment simplu și puternic, faptul că o ador pe mama. Și aici e mai complicat, dar hai să rămânem la cuvântul acesta. Nu, față de tatăl meu, cu care eu semăn mai mult decât aș vrea, trebuie să spun. Părul negru, aproape albastru. Față de tatăl meu am avut întotdeauna sentimente ambigue, așa cum a fost și el. Și el a fost un om ambigu, un om ciudat, un om pe care nu l-am înțeles niciodată. Niciodată n-am avut o discuție cu tata. N-am vorbit niciodată decât pe un singur subiect, fotbalul. Atât. Totuși îl iubeam foarte tare și care mă iubea foarte tare. Însă a fost un viciu de comunicare între noi. Această carte, într-un fel, îmi rezolvă mie cumva acest viciu. Îl acoperă cu o
Știți cum când o scoarță de copac se rupe sau are o problemă, copacul secretează un clei, cleiul acela de copac, care acoperă o rană. Într-un fel, melancolia mea, cartea aceasta pe care am publicat-o, este un astfel de clei, o astfel de rășină naturală care acoperă niște traume. Trei traume ale vieții mele. Despărțirea de mamă, în prima povestire, drama mea și a fraților și surorilor mele, în a doua, și a treia este revelația feminității pe care am avut-o și a avut-o oricine, orice băiat a avut-o în adolescență. Revelația faptului că femeile, deși sunt absolut la fel ca noi, sunt absolut diferite în același timp, ceea ce e minunat, ceea ce e fantastic. Copilul, părinții și poezia, domnule Cărtărescu, în ultima bucată. Da. Poeții sunt invocați, dispar, poeziile dispar de pe lumea asta și totul devine poezie. Imaginați un loc funerar cu morminte de cleștar. Este un uriaș underground. Da. Este un uriaș underground, luminat de un soare în amurg și în care se întinde cimitirul poeților din vechime. Cimitirul poeților vechi. În fiecare mormânt, acoperit cu o placă de cristal, se află câte o poetă sau câte un poet. Într-un lichid. A căror voce se aude în continuare. Recitând din poemele. Exact. Lor. Și în centrul acestui cimitir se află un fel de catedrală, uzină, să spunem, pentru că această carte, ca și Solenoid, are și elemente de steampunk, are și elemente din jocuri pe computer și așa mai departe. Toată această lume total imaginară pe care eu am creat-o pentru povestirea Pieile, a treia povestire, toată această lume este impregnată nu numai de poezie, dar este impregnată și de religiozitate. Este religia copilăriei, în care mama și tatăl sunt cei doi zei, sunt zeități colosale. Mama și tatăl sunt zei și păzitori ai destinului tău de la început, din copilărie. Și atunci toată partea aceasta a povestirilor mele este o parte adânc impregnată de religiozitate. Amaia și Apaia, cum sunt numiți ei în slujba care se ține în această catedrală, reprezintă mama și tatăl dintotdeauna, cei arhetipali, mama și tatăl tuturor. Și avem și o figură de poet tutelar, Vasile Singurătate. Mă gândeam, e pur și simplu inventat? V-ați gândit la vreo siluetă, la vreun profil? Când eram un tânăr poet, un june poet, obzecist... E trecut într-un poem. Da. Am scris ceva, pur și simplu, mi-a venit atunci în cap... Ai putea să te plimbi cu Vasile Singurătate. Mă gândeam la singurătatea pe care și atunci o trăiam, că, în definitiv, singurătatea a fost coloana vertebrală a vieții mele. Și am pomenit de acest Vasile Singurătate. Iar acum, pe când scriam cartea, am zis, sună bine numele ăsta. Ce ar fi să-l folosesc eu pentru numele statuii poetului care apare aici? Am găsit versurile. Da. Te-ai înhăitat cu viața mea și m-ați poreclit cum ați vrut. Pentru voi am fost Ion Mefiență și Vasile Singurătate. V-am servit de plapumă, de televizor, de auroră polară și v-am învățat englezește și nu am contat pentru tine nici cât ultimul atom de hidrogen din spirala parfumată a ADN-ului tău. Da, și mai apare și în alt poem care acum e în mintea mea. De altfel, vreau să vă spun un lucru interesant. În carte apare un singur poem. Apare un singur poem, Cum cade seara, seara cade încet, și care este un poem scris de mine la 17 ani, pe care mi l-am readus aminte și am dat o semnificație anume ca să se potrivească în contextul cărții. Iar acum, recitind acest poem, mi se pare că este aproape neverosimil de potrivit pentru această carte, ca și când și Vasile Singurătate și poemul acesta mi-ar fi venit în minte acum 40 de ani, mai mult, 45 de ani, ca un fel de premoniții. Premoniția faptului că ei vor fi undeva peste ani într-o carte împreună.
Și finalul, eroul nostru de 15 ani, îi pleacă braț la braț cu statuia... Cu Vasile Singurătate. Da. Cred că așa suna, de fapt, poemul celălalt. Era un sonet. Ai putea merge la braț cu Vasile Singurătate pe șoselele luminate sau așa ceva era. De aici mi-a venit ideea că omul de piatră, statuia lui Vasile Singurătate, este de fapt această umbră a melancoliei, care se va întinde peste întreaga viață a copilului, așa cum a și fost. Melancolia asta fiind de fapt o intuiție că viața e vis, fum. Păi firește, să ne gândim că în primul rând trăim pe un grăunte de nisip, fără niciun fel de însemnătate în cosmos. Sunt miliarde și sute de miliarde și trilioane și catralioane și sextilioane și septilioane de stele în univers, de galaxii în univers. Pe de altă parte, trăim o fracțiune de timp, cât ai clipit din ochi, față de, iarăși, miliardele și miliardele de ani, câți, de când există universul și cât se va mai întinde. Cum să nu fii melancolic? Îți dai seama că, de fapt, tu nu însemni nimic, că tu trăiești doar o clipă pe acest pământ. Eu cred că melancolia este unul dintre cele mai puternice sentimente ale omului, ca și nostalgia, contrapondera sa, pentru că acum vă fac încă o mărturisire, s-au împlinit 30 de ani de când am publicat Nostalgia, în 1989. Și gândul meu cu melancolia a fost să aduc un omagiu acelui volum și să fac un fel de contrapondere a sa. Cumva e atmosfera de acolo. Este într-un fel și atmosfera de acolo și melancolia mai avea două povestiri, prima și ultima, o introducere în carte și o ieșire din carte, exact ca Nostalgia, dar până la urmă am renunțat la ele pentru că m-am gândit că nu e bine să împing analogia atât de tare. Așa încât am decis să las cele trei povestiri absolut nude, fără motouri, fără nicio construcție adăugată, fără absolut nimic, doar cele trei povestiri care să vorbească ele însele ca un fel de triptic, așa cum erau tripticele din perioada barocă a picturii, nu? Cele ale lui Hieronymus Bosch sau ale lui Bruegel și așa mai departe. Deci asta este melancolia, un triptic, o fereastră făcută din trei bucăți. O fereastră către dumneavoastră, mi se pare că e și cartea care vă expune cel mai mult, nu? Cum ați spus. Da, mă expune, dar îmi place să fiu expus. Îmi place să fiu expus. În definitiv, ce este un scriitor? Ce este un artist? Este o persoană care se expune cu totul. Baudelaire spunea, mon cœur mis à nu. Inima mea dezvelită, dezbrăcată. Asta este orice poezie, asta este orice operă de artă. Toți oamenii nu mai știu cum să-și acopere interioritatea și vulnerabilitatea. Artist e cel care și-o exhibă, dimpotrivă. Cu cât este mai vulnerabil, cu atât se mândrește mai tare cu vulnerabilitatea lui, își desface nu numai cămașa, nu numai haina, ci și pielea și coastele și își arată interioritatea. Dacă un artist nu face asta, după părerea mea, nu este un artist adevărat. Nikita Stănescu spunea la un moment dat, și să te îmbrățișez cu coastele aș fi vrut. Și melancolia mea ar vrea să îmbrățișeze cititorul cu coastele, să spunem așa. Să îi fie cald și bine acolo în cutia mea toracică. Vă mulțumesc foarte mult! Cu multă bucurie!